Rhona Hartner a divorțat după doar un an și jumătate de mariaj și o luptă acerbă cu o boală necruțătoare. Detalii imediat la Flash Monday. Imagini și comentarii savuroase imediat la Flash Monden. Aflăm verdictul mult așteptat de la specialiști. Analizăm ținutele vedetelor tale preferate în câteva momente. Astrele ne aduc surprize pentru săptămâna care urmează. Andreea Dincă, astrologul emisiunii, vine în această seară cu vești importante pentru fiecare zodie în parte. Domnilor și domnilor, bună seara! Bun găsit la Flash Monden! Și-a căutat dragostea cu toată ființa ei. A găsit-o când i-a fost cel mai greu, iar acum, din păcate, focul s-a stins. Rhona Hartner tocmai a divorțat după doar un an și jumătate de mariaj și o luptă acerbă cu cancer. Regrete sunt multe, însă artista e fericită că a reușit să treacă printr-un divorț amiabil. Ori nu mai poți, ori simți că relația te duce pe un drum greșit. Are 49 de ani și tocmai a semnat actele de divorț. Rhona Hartner e focul viu, trăiește totul la intensitate maximă, de la muzică și până la dragoste. L-a cunoscut pe francezul Hervé Camilleri și s-au aprins călcâile. Cu 2 ani mai tânăr ca ea, muzician și el cu sânge arzând, i-a atras atenția imediat, iar ea i-a intrat imediat la suflet. Acum 3 ani, cei doi au început să se afișeze ca un cuplu și Dumnezeu i-l-a scos Rhonei în cale exact când avea mai multă nevoie. Cancerul i-a invadat trupul, iar el a fost cu ea de la început și până când boala a fost învinsă. A fost o perioadă foarte confuză și trebuie să recunosc că suntem foarte afectați toți când se termină o relație. După un an și jumătate, anunțau cu surle și trâmbițe că au devenit o familie. Căsătoria trebuia să fie pentru totdeauna. Însă acum, după doar un an și jumătate, povestea lor s-a sfârșit. N-am să reproșez nimic lui decât am să-mi reproșez mie ca și lui 50-50% din greșeală, pentru că într-un divorț amândoi oamenii sunt responsabili și fiecare ar fi putut să facă mai bine. S-au separat în urmă cu 2 luni, iar de atunci Rhona a trecut prin cea mai mare agonie. Nu am avut chef să atrag pe nimeni în hăul în care am căzut eu, cu insomnii cu tot, că transmiți oamenilor o stare de rău, că nu ai depășit un momentul, nu are lumea nevoie de asta. Cu credință, împărtășanie în fiecare zi, spovedanie, binecuvântare, îl binecuvântam pe el la distanță, îl iertam, am trecut peste. Și acum, la 2 luni distanță, suntem din nou prieteni, civilizați, amândoi am depășit criza, dar știm că împreună nu se poate. Dacă ar fi să dea timpul înapoi, Rhona ar face acum lucrurile diferit. Am ajuns la concluzia că este mult mai bine să ne despărțim. Acum un an și jumătate ne-am căsătorit, dar eram de 3 ani de zile împreună și pot să zic că am avut noi niște semnale de alarmă că ceva s-ar putea să nu funcționeze prea mult timp. Știi cum este? Dragostea și pasiunea te fac să continui, să mergi mai departe și să nu ții cont de primele semnale de alarmă. Dar pentru că asta am învățat acum cu experiența asta, că de fapt acele prime semnale trebuie să te facă să fii mai prudent. Și acum îmi dau seama că m-am comportat ca și când aș fi avut 16 ani și că nu am fost prudentă. Înainte de a semna actele de divorț, s-a discutat partajul. Rhona a rămas cu casa de pe Coasta de Azur, iar lui a cerut să facă o listă cu tot ce ar vrea să ia cu el. Am făcut un partaj corect. El a plecat cu tot ce a vrut de la mine. I-am zis să ia tot ce vrea. Mi-a făcut o listă și i-am dat tot ce a vrut. Nu a ieșit deloc ceva oribil. Din fericire, a fost foarte corect și cu conturile ne-am aranjat. De aia ne-au trebuit 2 luni până să anunțăm divorțul, ca să aranjăm totul. Cunoști un cuplu după cum divorțează. Iubirea asta imposibilă dintre noi poate în timp se va transforma în altceva. Hervé nu m-a trădat. Nu am avut o viață sinistră cu el. Rhona trage adânc aer în piept și ia din nou viața de la capăt. Crede cu tărie în Dumnezeu, în puterea lui și în propriile ei forțe. Se va dedica vieții de mamă și mai ales carierei. Imagini și comentarii savuroase imediat la Flash Monden. Aflăm verdictul mult așteptat de la specialiști. Analizăm ținutele vedetelor tale preferate în câteva momente. Păzea că vine concurența, Alex.
Mihai Trăistariu are atâtea idei de ar trebui să-i cumpărăm o agendă ca să nu le uite. Noua găselniță, o televiziune pentru tinerele talente din domeniul artistic. A fost și el la început și a fost greu. A luat și el viața în piept în domeniul artistic și a avut nevoie de un dram de noroc. Noroc cu vocea inconfundabilă, care l-a propulsat în topuri și care pe unii îi făcea să dea mai încet radioul când atingea acute de cartea recordurilor. Acum a venit momentul să-și pună banii la treabă și pentru alții. Care bani? Păi, stați așa că Mihai Trăistăriu nu e tocmai sărac. E și el un mic magnat imobiliar la malul mării și din închirierea garsonierelor pe care le are, a câștigat anul trecut mai bine de 20.000 de euro. Mai are o școală de muzică, dar vrea mai mult. I-a venit ideea să-și deschidă, atenție mare, televiziune. Da, o televiziune unde să promoveze tinerele talente care au nevoie de susținere și ajutor. Am tot mers în ultimii ani la festivaluri și cu managera mea am ajuns la concluzia să facem noi o televiziune artistică prin care să promovăm acești copii talentați pe care îi descoperim. Și nu a rămas doar la stadiul de idee, a demarat proiectul, postul are și nume și e pe masa CNA. Ne-am dus la CNA, am depus documentația și așteptăm să se facă ședința undeva prin toamnă. Dacă ne ajută Dumnezeu cu niște investiții costisitoare, încercăm să facem o televiziune nouă. O să o numesc MNTI TV. Am furat ideea de la Eminem. Și de la televiziune, ideile au început să curgă. Mihai visează acum la un întreg concern. Sper să avem noroc. Am luat și site-urile, merg pe brandul ăsta. Vreau să-l dezvolt. Vreau să fac concursul de talente, știri, de toate. A declarat Mihai Trăistariu. Da, nu, și frică să știu ce se întâmplă pe acolo, dacă e cu daurie, cu nuri, să nu fie, nu? Nu. Cornel e îngăduitor, am văzut. Întotdeauna, mergem chiar acum la el. Cornel, bună seara! Bună seara, Alexandru, bună seara, Dana, bună seara, doamnelor și domnilor, este duminică și ce dacă este duminică? Asta înseamnă că trebuie să vedem în continuare cu ce s-au îmbrăcat vedetele noastre pe covorul roșu, desigur. Dar, până să vă spun despre ce eveniment o să vorbim, o voi saluta pe Ioana Chișiu, bună seara! Bună seara, abia aștept să văd ce mi-ai pregătit, Cornel, în seara aceasta. O să spun doar atât, spirit latin în această seară. Îmi place. Da, și o să-ți placă și mai mult ținutele, sper să-ți placă. Pentru că vorbim de premiile Latin Grammy, care au organizat un concert de excepție denumit Ele și muzica lor, unde au urcat pe scenă cele mai renumite cântărețe ale muzicii latine. Astfel, organizatorii au dorit să le celebreze pe divele latine prin acest eveniment. Covorul roșu a fost unul extraordinar, iar cea care a deschis lista celebrităților și a radiat cu atitudinea ei a fost superba Thalia, care a fost anfitrioană întregului eveniment și cu această ocazie și-a prezentat ultimul ei single, Mojito. A schimbat mai multe ținute. Cum ți se pare apariția de pe covorul roșu? Ai zis că cu atitudinea. Mi-a plăcut asta. Păi sunt fan Thalia, toată lumea știe asta. Știu. Deci, Cornel, știm asta și o să te super pe mine. Îmi asum chestia asta. Dar regia, vă rog, prieteni. Să opriți dacă vorbește ceva rău. Da, recunosc că Cornel în pauză a spus dacă Ioana spune ceva rău de Thalia, vă rog frumos să-i tăiați microfonul. Mulțumesc, Cornel. Dar nu se va întâmpla asta. Îmi pare rău. Asta e bine. Cornel, Thalia e superbă. Așa este. Femeia asta nu mai îmbătrânește. Deloc. Deci aș vrea să pun mâna pe ea, să-i simt carnea, să o văd în persoană. Este absolut superbă. Radiază. Efectiv radiază. Are un păr superb, o piele absolut minunată. Pantofii sunt absolut superbi. Accesoriile, uite ce frumoase accesoriile la gând. Hai, spune ce vrei să zici, nu mai ocoli. E oribilă. E oribilă rochia, Cornel, îmi pare extrem de rău. Deci Thalia are un corp absolut... Cât? Două secunde. Exact. Thalia are un corp prea frumos, sincer. Poate să poarte orice. Deci femeia aceasta poate să pună pe ea orice fel de rochie. Deci pe corp, scurtă, lungă, dar nu prințesuca. Vă rog frumos.
să lăsăm. Deci eu acum 11 ani când m-am căsătorit am purtat o rochie prințesă. Știu, i-am văzut rochia de mireasă. S-a purtat acum 11 ani rochile prințesă. Spune verdictul, da sau nu? Așa nu. Așa nu. Cred că dacă ar fi renunțat la un strat sau două de tiul sau ce are acolo, ar fi primit un așa, da, dar chiar și așa, pentru că îmi place foarte mult bale. Te iubesc, Cornel, știu. Talia, din partea mea, întotdeauna va primi așa, da. Dar mergem, înțelegeți voi ideea acolo. Înțelegeți de ce. Mergem mai departe cu Becky J, care a urcat pe scenă pentru a cânta și încânta publicul. A încântat și cu prezența ei pe coverul roșu. A, uite, o rochie superbă. Îmi place foarte mult. Nu înțeleg totuși acea curelușă din talie, așa... Să o sublinieze și mai mult. Am înțeles. Nu, nu cred că e nevoie. Rochile din ziua de azi pot să fie, le faci la comandă. Corect. Exact. Strâmtezi la doamna croitoreasă, la designer, la cine mergi. Mi se pare că e în plus acea curea. Pentru ea are deja, uite, cercei aceia care sunt destul de mari și, uite, îmi sar în evidență. Are foarte multe inele. Îmi plac foarte mult și nu aveam nevoie de acea curea. În schimb, îmi place foarte mult modelul rochei, vine foarte bine. Îmi place foarte mult părul, coafiura, da. Și îmi place și sandalele. O iert pentru acea curea, pentru că îmi place rochea. Și uite ce zâmbet superbare, așa da. Așa da, primește și din partea mea. Nu mă deranjează acea curea. Chiar dacă poate, în catarama putea să fie puțin mai discretă. Exact. Dar oricum arată impecabil și emană așa spirit latin, da. Până după covorul roșu. În schimb, mergem mai departe cu Sofia Reyes, talentată actriță, nu a ratat invitația organizatorilor de a participa la acest eveniment, dar pe covorul roșu a avut acest look. A ales bine ținuta sau nu? Poți să fii sinceră, să știi. Ta-na-na-na. Bam, 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 bam. Ce primește? Mai sincer, mie nu-mi place. Dar nu-mi place pentru că mi se pare că o face... Triple size. Da, adică ea e o femeie superbă, frumoasă, cu forme. Mi se pare că nu avantajează deloc această rochie. Mi se pare că a luat un material și l-a legat cumva în talie și l-a înfășurat pe după mâne. Și nu-mi place, uite, nici nuanța ei. Ea are pielea deschisă cât de cât. Aici e ușor bronzată, dar ea e blondă, are pielea deschisă la culoare. Aș fi preferat să o văd într-o culoare puternică, cum spuneam și mai în edițiile anterioare. Fetele care au culoarea deschisă la... piele și care au culoarea deschisă la fel la păr. Mi se pare că le stă foarte bine. Vorbește persoana care e negru. Corect. Asta, okay. Dar înțelegi ce vreau să zic. Mi-ar plăcut să-mi văd într-o culoare, să fie un puțin contrast. Nu-mi place modelul, în schimb îmi place acel decolteu foarte mult. E foarte finuț, îmi plac accesoriile și chiar și părul, uite, îmi place. Mă duce cu și gândul la ceva retro. Ce primește? Așa nu. Așa nu. Îmi place, îmi place. În ciuda faptului că are un decolteu generos, mi se pare că a luat cuvert pe ea și s-a prezentat pe covorul roșu, drept urmare un mare așa nu. În schimb, Alejandra Espinoza, frumoasa prezentatoare TV, a optat pentru rochie vaporoasă și cu piciorul de Angelina Jolie la vedere, dacă mi se permite. Așa da sau așa? Absolut superbă. Absolut superbă. Îmi place la nebunie această rochie. Îmi place de ea. Uite ce privire are. Uite ce mult contează atitudinea. Așa pe lângă, pe lângă ceea ce porți zi de zi, pe lângă ceea ce porți pe covorul roșu, cât de mult contează atitudinea. Uite la privirea ei. E puternică, este până pe sine. Îmi plac accesoriile foarte mult. Evident, trece prin tine cumva. Îmi plac foarte mult accesoriile, îmi place rochia și e culoarea pielii, tot, nuanțele, e divină, îmi place. Bravo, așa da. Așa da, și din partea mea, totul e la locul său acolo, talie, corsetul rochiei, material, totul este la milimetru așezat, un mare așadar. Ultimul pe lista noastră este Luis Fonsi, care a prezentat diverse momente ale spectacolului, iar pe covorul roșu a purtat acest costum negru cu mici inserții metalice pe alocuri. Cum ți se pare că s-a prezentat prezentatorul pe covorul roșu? Agră. Trebuie să recunosc că îmi place un bărbat îmbrăcat așa, all black. Aș fi preferat să nu aibă acele accesorii, dar...
sunt discrete, nu uităm, să nu uităm că de multe ori trebuie să mai pui ceva ca să, adică el își permite. E un bărbat cu atitudine, e un bărbat puternic și își permite să poarte așa ceva. Îmi place foarte mult, îmi place, uite, inclusiv părul. Știi, deși e foarte tinerească această coafură. Nici el n-are chiar 1000 de ani. Îmi place mult de tot. Așa da. Așa da, primește și din partea mea. Chiar dacă avem acele mici inserții metalice pe alocuri, cumva merge către acel spirit latin, zic, cu multe exact, chestii strălucitoare, accesorii. Drept urmare, cumva s-a potrivit cu evenimentul. Da. Nu-mi place, în schimb, că a stat cu mâna în buzunar la poză, sincer. Acolo, ei, acolo l-aș fi taxat mai, relaxat-o, dar relaxat. Primește un așa da și din partea mea. Și tu primești un așa da, pentru că ai trecut așa cu succes de acest weekend. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat. Mai vin la tine, să știi, de-abia aștept. O să te mai invit. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu, încheiem porția noastră săptămânală de celebrități, dar sigur, ne vedem săptămâna viitoare. Astrele ne aduc surprize pentru săptămâna care urmează. Andreea Dincă, astrologul emisiunii, vine în această seară cu vești importante pentru fiecare zodie în parte. Ei, și eu sunt curioasă acum dacă zodiile, dacă astrele sunt îngăduitoare cu noi. Pe cuvânt că am fost bună săptămâna asta, n-am făcut nimic rău, te rog. Te rog, dăm din toate. Te rog la stele sau ce faci? Mă rog la Andreea Dincă, astrologa noastră care citește în stele. Tu știi ce bine mi-a zis? Tu știi ce bine mi-a zis? Întotdeauna perfect. De asta, uite, mergem chiar acum la Andreea Dincă să vedem ce ne rezervă oare astrele pentru săptămâna viitoare. Bun găsit! În această săptămână avem parte de un eveniment astral deosebit. Prima eclipsă a anului. Eclipsă lunară totală în Săgetător. Este timpul să căutați în interiorul vostru răspunsuri. Este timpul să căutați adevărul și să-l îmbrățișați. Este timpul să spuneți da transformărilor. Chiar dacă vă opuneți schimbărilor deoarece sunt dureroase, acestea sunt necesare pentru creșterea și evoluția voastră. Este o săptămână care aduce multă energie, deoarece eclipsele lunare sunt direcționate către relații. Multă energie, multe gânduri, multe sentimente în privința relațiilor noastre. Poate vom face schimbări, poate vom lua decizii sau poate îi vom surprinde pe cei din jurul nostru. Important este să ne iubim. Vindecarea vine prin iubire. Berbec. Reușiți să vă îmbunătățiți relația cu frații, surorile, cu nații. Este timpul să aveți o discuție serioasă despre anumite conflicte care v-au tulburat. Tot în această săptămână vă dați voie să vă transformați și să vă schimbați traiectoria. Vă deschideți către noi orizonturi. Taur. Luați decizii importante pe sectorul financiar în această săptămână. Investiții, tranzacții și ceva contracte care ar putea să vă aducă veniturile mult visate. Sunt și ceva amânări, dar pe care le înțelegeți și le transformați în putere. Deoarece îmbrățișați și drumul spiritual, veți avea o mulțime de conștientizări. Gemeni. Este o săptămână solicitantă și încărcată din toate punctele de vedere, pe toate sectoarele, dar în special ne referim la sectorul emoțional, deoarece acolo pot fi o mulțime de lucruri care vor ieși la suprafață, posibile despărțiri, rupturi și destul de multă suferință. Transformați durerea în putere. Rac. Aveți nevoie de timp pentru a lua o decizie legată de sectorul profesional. La locul de muncă se pune presiune, dar nu vă grăbiți. Luați-vă timp pentru a analiza toate situațiile și apoi puteți să spuneți decizia voastră. Acasă, cu familia, vă simțiți foarte bine și aveți nevoie de mai mult timp pentru talentele voastre, pentru pasiunile voastre. Leu. Sunteți super activi în aceste zile și veți petrece mai mult timp cu copiii. Cei care își doresc copii poate vor lua această decizie și se apucă de treabă. De asemenea, veți fi super creativi și veți veni cu ceva idei inovative la locul de muncă. Prietenii vă surprind. Fecioară.
Acasă au loc schimbări, schimbări iminente. Dar îmbrățișați aceste noutăți și vă bucurați împreună cu partenerul de tot ceea ce apare. Învățați în aceste zile să priviți jumătatea plină a paharului. Răsturnări de situație și la locul de muncă. Balanță. Vă pregătiți pentru examene și teste importante în această săptămână pe care le veți lua cu succes. Multe gânduri nu vă dau pace, în special pe sectorul amoros. Discutați despre aceste sentimente, gânduri, emoții cu persoana iubită pentru a risipi toată neîncrederea. Scorpion. Eclipsa aduce un val de energie în casa banilor. Este timpul să investiți, este timpul să fiți creativi și să vă deschideți oportunităților care apar. Veți avea ceva discuții pe teme financiare și cu partenerii voștri, dar în cele din urmă veți atinge un punct comun. Bucurați-vă de tot ceea ce aveți. Săgetător. Această săptămână are urcușuri și coborâșuri. Eclipsa are loc în semnul vostru, așa că fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă, fiți atenți și eliberați teama, frica, grijile și îmbrățișați iubirea, îmbrățișați noul. Este timpul să vă debarasați de ceea ce nu vă este folositor. Capricorn. O săptămână cu multe proiecte, o săptămână cu presiune și ceva schimbări la locul de muncă. Veți face față situației dacă vă faceți timp și pentru sufletul vostru. Echilibru este prioritar. Echilibru între trup, minte și suflet. Acordați atenție fiecăruia în parte. Vărsător. Apar unele discuții cu prietenii voștri. Veți lua decizia să vă îndepărtați de anumite persoane care nu vă sunt benefice. Nu regretați, este timpul să faceți puțină curățenie în viața voastră. Oameni noi sunt pregătiți să apară. Pești. Răsturnări de situație pe sectorul financiar. Veți cheltui o sumă de bani neașteptată cu familia sau cu casa. Sunt ceva situații de rezolvat pe care le-ați tot amânat, dar acum nu mai pot fi amânate, așa că trebuie să băgați mâna în buzunar și să faceți reparațiile necesare. O eclipsă lunară este o lună plină, amplificată. Puterea ei este extraordinară dacă doriți să vă vindecați. Folosiți-o cu înțelepciune. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Să aveți o săptămână magică! Ei, și dacă așa de bine e în lumea mondenă și toți petrec și se duc prin mări și țări și adâncuri și așa mai departe, cu iahturi. Ia să luăm și noi un iaht, Alex, până săptămâna viitoare. A, dar n-am cum, stai! Nici nu m-am gândit la asta. Bine nu. Uite, eu azi e prima oară că mă gândesc, dar nu am cum filar să fie, pentru că am... Hai cu fetele! Și dacă e hai cu fetele, atunci nu pot să plec pe iahturi. Așa că problema, ne da. Vedem luni, marți, miercuri și joi la Hai cu Fetele de la ora 17. Suntem cu ochii pe tine, Diana. Fiți cu ochii și pe colegul nostru, Cristi Brancu, la Exclusiv VIP în fiecare zi a săptămânii. Noi ne revedem în formula asta vineri de la ora 19:30. Și sâmbătă și duminică. Vă pupăm, o seară minunată și o săptămână de vis.